În plină perioadă de secetă, americanii investesc în Prahova într-o fabrică de echipamente pentru irigații, mașini de golf și de grădinărit. Investiția se ridică la valoarea de 20 de milioane de euro și va crea pentru început 100 de locuri de muncă. Americanii au primit din partea guvernului român 9 milioane de euro prin intermediul schemei de ajutor de stat aprobată de Ministerul Finanțelor. Investiția pe care o realizează aici la Ploiești este extrem de binevenită din cel puțin două motive. În primul rând, domeniul microirigații, agricultura, adică un domeniu de maxim interes pentru România și pentru guvern. De ce spun asta? Pentru că agricultura este practic una dintre șansele României de modernizare și dezvoltare. E o zi frumoasă pentru economia prahoveană și cred că această veste bună a inaugurării companiei Toro este doar prima veste bună. Pentru că, iată, o nouă investiție crește aici și încă nu a început o alta. Deci iată că Prahova este un județ care e capabil să atragă investiții și în același timp suportul guvernului este cel care a făcut ca această investiție să devină realitate. Pentru cei din zonele adiacente cu Mâncești Activani este o șansă care se oferă de a găsi un loc de muncă. Punctual pentru comunitatea Ricești Activani este o mare bucurie dintr-un dublu motiv. O dată, unii dintre cetățenii mei vor fi angajați aici, în al doilea rând este vorba despre taxe și impozitele care vin de pe urma investiției acesteia, taxe și impozite care vor contribui la dezvoltarea localității Ricești Activani. Compania americană figurează alături de alte 11 firme din străinătate care beneficiază de ajutor de la stat de la Guvernul României. Potrivit premierului Emil Boc, acești bani se vor întoarce prin taxele și impozitele pe care aceste companii le vor plăti.